Gruparea de jandar mobil Alexandru cel Bun Bacău va asigura și în acest an, alături de celelalte structuri partenere, măsurile de ordine și siguranță publică pentru una dintre cele mai ample manifestări religioase ortodoxe din țară, pelerinajul la Racla cu sfinte Sfintei Cuvioase Parascheva. Cu ocazia acestui eveniment religios, Mitropolia Moldovei și Bucovine estimează prezența aproximativ 300.000 de persoane, perioada de afluență maximă a pelerinilor fiind 13-14 octombrie, când se preconizează că vor fi permanent în culoarul de acces către Raclă peste 50.000 de persoane, ceea ce va genera un timp de așteptare de peste 20 de ore. Pentru a evita aglomerația de persoane și producerea de busculade, ca în fiecare an, s-a realizat un culoar unic de acces destinat pelerinilor pe traseul Catedrala Mitropolitană, Strada Uzinei și Strada Sfântul Andrei Bulevardul, Regele Ferdinand I a României. Pe toată perioada desfășurării manifestărilor religioase de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei, preoții voluntari și forțe de ordine vor fi prezente în zonele de deplasare ale pelerinilor și vor sta la dispoziția celor care vor avea nevoie de sprijin și îndrumare.